Bună dimineața! Ia uite ce mâncăcioși sunt pisăii mei. Hai și tu, hai și tu să te vadă lumea. El e mai fițos, mănâncă la sfârșit, când termină toți. Toți sunt acasă. S-au făcut urecheați cu minți. Bună dimineața! Am plecat la drum. Ieri nu am filmat pentru că a plouat toată ziua și a fost destul de frig afară și acum sunt 18 grade. Dimineața la ora 5 erau 15 grade, răcoare, dar mie îmi place. Nu am pierdut ziua degeaba. Eu tot ezitam să mă uit la vlogurile mele, dar am observat telefonul meu nu filmează bine, nu are o stabilizare bună. Așa că ieri am fost și am cumpărat o cameră, m-am obișnuit cât de cât cu ea, mai am multe de descoperit. Este o cameră super mică, o țin în mână, mulți nu o să-și dea seama că filmez și asta este bine pentru că nu mai vreau să creez probleme. Când ajungem, o să filmez puțin cu telefonul, să o vedeți. Cape în mână, este un DJI Osmo Pocket 2. Super performantă, este cam cea mai bună cameră pentru vloguri. Este, na, DJI-ul acesta și Go Hero sunt cam la același nivel, dar asta este mult mai mică, este mult mai comodă și are o stabilizare foarte bună. O să vedeți, are un stabilizator mecanic pe trei direcții. Foarte faină. Acum filmez cu ea. Astăzi o să mergem la Mangalia și la 2 Mai. Sunt stațiunile din sudul litoralului pe care nu le-am filmat. Mergem să le vedem. Prima dată mergem la 2 Mai. Eu am trecut prin 2 Mai, am trecut prin Mangalia de multe ori, vă dați seama de câte ori, cred că de 20-30 de ori pe an, dar niciodată nu am fost la plajă, așa că iară este o noutate pentru mine. Opa. Descoperim împreună. Ce să zic, vreau să filmez puțin și la Gigea. Am înțeles că eu am tot trecut, dar n-am filmat acel lung tir de tiruri care așteaptă să descarce cerealele din Ucraina. Când ajungem acolo, filmăm. Sper să nu prind foarte aglomerat azi. Ezitam să merg spre stațiuni, dar pentru că este vineri, multă lume vine, sunt turiști de weekend, vin astăzi și pleacă duminică seara. Am plecat și eu ceva mai devreme de acasă, sper să nu prind aglomerație. Haideți, ne vedem pe la Gigea. Ne apropiem de Gigea și coada de tiruri eu nu o văd. Zile trecute, să știți, chiar era pe aici. Era pe banda de urgență, banda de urgență era plină cu câțiva kilometri înainte de Gigea. Nu mai văd niciun tir. Interesant. Și chiar ieri la știri am văzut. Uitați, niciun tir. Se merge către port Gigea, unde se descarcă tirurile și nu mai este niciun tir. Deci s-a rezolvat problema. Prima dată o să mergem la 2 Mai. Vedem stațiunea și după ne întoarcem la Mangalia. La Mangalia vreau să și mâncăm ceva. Mergem în spatele mașinii de pompieri, scafandrii. Se grăbesc și ei, cred că s-a întâmplat ceva. Poate nu, sper să nu. Mai avem puțin până la 2 Mai. Am ajuns la 2 Mai. Sper să vedeți o schimbare în calitatea imaginii.
Eu când mutam telefonul, așa nu se mai vedea nimic. Acum am încredere în acest DJI. Ia uite ce fain. Plaja arată bine. Paturi aici nu sunt. Îmi plac acei sportivi. Nu știu ce să zic. Nu-i caiac, nici canoe. Diferența între caiac și canoe. La canoe stai în genunchi, la caiac stai în fund. Padel, nu mai știu cum se numește. Vai, da, ce bine arată marea. Cred că este rece. Hai să vedem. A fost frig zilele astea. Iar în... Rece. Aici în sudul litoralului românesc, apa este mult mai rece decât la mine în zonă, în nord. Îmi plac acele mici embarcațiuni, nu știu cum să le numesc. Camera mea e atât de mică încât nu știu dacă o să-și dea seama cineva că filmez. Mamă, ce rece e apa, dar te obișnuiești. Salva Mari, sunt la locul lor. Mulți copii, familii. Uitați, se pot închiria aceste ca niște surfing-uri cu vele, cu ceva, nu cu vele, cu rame. Sunt constanțean, dar nu mă pricep deloc. Foarte liniștită plaja. Vreau să întreb cât costă și un șezlong. Și mare arată bine. Bineînțeles că apa devine adâncă imediat. Taja Mandura e undeva la 5 metri de buza mării. Am întrebat cât costă un șezlong. Două paturi și o umbrelă, 75 de ron. Mi se pare cel mai ieftin de pe tot litoralul până acum. Și uitați ce liniștit este. Locuri multe. Vedeți, Geamantura este undeva în 5 metri. Acolo, de acolo în teneci, dacă nu știi să nu-ți bine. Plaja este curată, sunt câteva alge la mal. Da, îmi place aici. Este foarte multă liniște. Sau doar valurile. Aici nu mai îmi place. Ia uitați, vai de mine. Sunt munții de alge. Vai de mine. Unde sunt valuri așa mari, aproape de mal, sunt și curenți mari. Dacă nu ești atent, de acolo te ia valul și te duce în larg imediat. Trebuie să ai grijă, trebuie să știi să nu-ți bine.
Așa ceva n-am văzut pe tot litoralul. Atât de multe alge. Hai să o luăm pe aici. Terase chiar pe malul mării, fără muzică. Cazare faină de tot, vă dați seama. Chiar pe malul mării. Deci ai coborât și te duci la plajă. Oh, ce valuri mari. Nisipul este foarte curat, cred că cel mai curat de până acum, și este nisip din acela galben, nisip din piatră, nu nisip din scoică. Șezlong, 30 de ron pe zi, vedeți? Vântul bate cu peste 13 km la oră. Așa valuri mari și atât de multe alge n-am văzut nicăieri. Uitați. Aici m-am durat și mai aproape. Un scafandru. Ia uitați, domnul, în loc să adune algele, le aruncă în apă. Face o potecă. Asta n-am văzut niciodată. Ar trebui strânse în partea cealaltă. A mai venit cineva. Am vor să intre cu schijeturile în apă și n-au cum. Doamna adună rapane. Rapane moarte, nu de mâncat. Cum să trec eu pe aici? N-am cum. Vai de mine. Este destul de vreme, dar plajele sunt goale. Plaja Beatrice este o zonă numai pentru cearșafuri. Plaja este foarte îngustă, este cea mai îngustă plajă de până acum. Nisipul îmi place, îmi place că sunt oameni civilizați aici, când nu aruncă, nu am văzut, uite aici, dar ceva adus de mare, dar n-am văzut chiștoace, n-am văzut gunoaie, în afară de alge, să știți că este curat. Uitați ce îngustă este plaja. Plaja se îngustează și mai mult. Undeva acolo sus sunt locuri de campare, mulți vin cu autorulota, ceea ce este foarte fain. Pe viitor vreau să fac și eu asta. Este ca o plajă sălbatică, dar fără gunoaie. Îmi place mai mult decât ce am văzut la Corbu. Da, Golanu. Golanu e nervos. Hai să mergem până acea cazemată și ne întoarcem.
așa ce o să trăiască să filmez puțin spre mare, pentru că sunt ceva nudiști. Eu nu condamn, fiecare face cum vrea, pentru sănătate sau pentru altceva. Uitați, asta a fost o cazemată, cred că din timpul războiului, al doilea război mondial. Aici, undeva, plaja era mult mai lată, iar asta era o cazemată din beton în care se trăgea. Cu tun, cu mitralieră, era un punct de apărare. Vedeți cum a erodat marea, tot malul, aici nu mai este plajă deloc. Aici este, eu n-aș campa acolo pentru că sunt, aș fi în mare pericol. Vedeți, acolo stă să se surpe tot. Ar trebui ranforsat acest mal și plaja cumva lărgită. Dacă această cazemată a ajuns în apă, vă dați seama, trebuie interveni puțin și aici. Ceva mai în față, văd o zonă numai de autorolote, corturi și îmi place asta. Vă spun, este mult mai curat ca la Corbu. Chiar dacă sunt alge miroase, uitați, aici nu sunt. Miroase mare, miroase plăcut. Uitați acea zonă, numai de autorolote și de corturi. Cât de fain. Cât de curată este apa. Ia. Ahaha. Este o zonă pietroasă, nu este ca în Mamaia, cu nisip. Aici aluneci foarte, foarte ușor. De acolo trăgeau cu mitraliera. Dacă aș veni aici la 2 mai, uitați, aici mi-aș pune un cort. Nu este nimeni pe această plajă, mi-aș pune un cor și aștept vreo 2-3 zile. Fain. Ce mi se pare foarte haios, când treci pe lângă nudiști, ei vor să-ți arate că sunt nudiști. Și se crăcănează, se apleacă. Aoleu! Adică, una e să faci asta pentru sănătate sau pentru altceva și una să fii exhibiționist. Eu cred că aici erau mai mult exhibiționiști decât nudiști. M-a distrat puțin, vă spun sincer. Așa arată 2 mai și de sus. Sunt aici ceva gunoaie, dar pe plajă nu prea sunt. Uitați ceva mai în față. Este o zonă de autorolote, foarte fain. Cred că dacă ai prins așa un loc în buza mării, nu mai pleci toată vara. Ce biserică strălucitoare acolo. Sper să se vadă. Încă nu sunt obișnuit cu această cameră, nu știu să dau zoom, dar mă obișnuiesc eu curând. Cu telefonul, dacă întorceam așa puțin
Și așa. Nu se mai vedea nimic. Sper cu această cameră, care are stabilizare mult mai bună, să fie ok. O să merg puțin și prin sat, să vă faceți o idee. Sunt ceva spații de cazare, câine rău. Centru de agrement pentru tineret. Iar mi-am luat șlapi, dacă auziți lipa-lipa, îmi cer scuze, dar mă zic mai bine șlapi. Mamă mia, miroase a tocană de ceapă. S-a cu poftă. Eu vreau o curățenie și cineva a scris, eu vreau o bere. Prețurile sunt ok. Nu știu dacă se vede cu această cameră, o să văd și eu când postez. Uitați, 23 mai este chiar lângă șantierul naval Mangalia. Ia uitați ce a pus acest domn pe gard. Sârmă ghimpată și cioburi. Dar ce avea înăuntru? Este și un gard ăsta mare. O fi politician. Ia, se vede dacă întind mâna? Se vede ceva? Nu cred că se vede nimic. N-am văzut în viața mea să pui așa cioburi pe gard. Da? Interesant. Știi cineva cine stă aici? Stai! Mă calci! Mă calci! Ba da, mă calci! Și eu acum am trecut prin băltoacă. Ai dat peste mine. N-am dat. M-am ferit ca să nu dai peste mine. Și uite, m-am băgat în băltoacă. M-am uitat în oglindă. Așa, și? Nesimțitule! Ați văzut cu zâmbetul pe buze, a zis că nu, s-a uitat în oglindă. În ce oglindă s-a uitat? Pentru că i-am bătut și mașină și tot dădea peste mine. Am sărit în băltoacă ca să nu mă calce. Este incredibil. Dar ce relaxat era. Zic că nu, m-am uitat în oglindă. Incredibil. O să merg spre mașină și de aici mergem la Mangalia. M-a suprat acel domn cu zâmbetul pe buze? Nu. Nu mă calcă. Dar eu am sărit în lateral, în băltoacă, ca să nu mă calce el. Îi bătusem și în portbagajul mașinii. Să știți, eu am fost aproape de capăt, nu am văzut nicio toaletă și asta ce înseamnă? Te obligă să intri în mare. Apa fiind rece, toalete nu sunt, nu știu care este soluția. Am ajuns în Mangalia. Club nautic Karatis.
Aici este portul. Foarte liniște și foarte frumos. Iar o să se audă șlapii mei. O să merg mai cu grijă. Oh, ce curată este apa. Cineva dă și la pește. Bărcuțe multe faine. Faleza arată foarte, foarte bine. Liniște. Mai multă lume m-a certat că mie nu-mi place muzica. Nu pot să pun muzică pe YouTube. Îți oprește clipul. Dacă m-ar cunoaște cineva, știi că eu sunt mare fan. Am acasă două săli de cinema în care n-am mai văzut filme, dar ascult muzică. Cred că am vreo 10 receivere de alea mari, adică stații din acelea puternice. Am stații care au 25-30 de kilograme, una, boxe. Nu ascult muzica tare, dar îmi place claritatea. Așa că să nu mai condamnați că nu-mi place muzica, dar nu am voie să o pun pe YouTube. Oh, ce fain este acel velier roșu. Hai până acolo. Chiar îmi place portul din Mangalia deocamdată. Și promenada este faină. De aici se fac și plimbări cu corsarul. 60 de minute, 15 lei de copil, 30 de lei de adult. Foarte ok. Cu această bărcuță. Ia uitați câți pești sunt aici, n-am văzut niciodată. Hamsi. Când am zis hamsi, au fugit. Hai, șprot, stați pe loc. Mama mea, ce iahturi aici. Și terasele arată bine. Oh, cum e ăsta negru. Aici nu avem voie să intrăm, că vreau să-l primez pe la roșu. Mi-a sărit în ochi. Pe rândul ăsta numai veliere. Marinari adevărați. Aici îți trebuie capitan. Tu vii cu prietenii și petreci. Aici trebuie să fii super milionar. Dar eu îi admir pe cei care au asemenea embarcațiuni. Veliere. Fain. Oamenii își dau cu părerea. Au zis că iahtul ăsta mare, negru, zic că, domnule, e ceva mai mult de 20.000 de euro, cu siguranță. Ăla e câteva milioane. Terminator. Mama mia. Uitați, de aici pleacă water taxi. Pirații din Caraibe. Wow! Aici la fel este 30 de lei de adult, 20 de lei de copil. Ah, lebede.
Uitați cât de curată este apa. Parcă îmi vine să sar aici. Trebuie să aduc ceva pufăleți. Crocodili, pirați. Știți melodia? Eu nu soy marinero, eu nu soy marinero, soy capitan, soy capitan, soy capitan. Bamba, 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 bamba. Eu nu soy marinero. N-am voce deloc. Sper să nu râdeți de mine. Arată bine faleza aici, chiar arată bine, îmi place. Liniște. Oh, este și un parc aici. Fain. Hai puțin în parc. Parcul nu este foarte mare, dar este fain. Este întreținut, gazon verde, curat, băncuțe. Se vede că este făcut de curând, că pomii sunt mai micuți. Tot arată foarte bine. Salut! Nu știu cum și-a dat seama că filmez, pentru că am acum o cameră, nu este din mână, este cât un sfert dintr-un telefon. Sunt ca un spion. Și greutatea ei de undeva 110 grame, adică la fel, jumătate dintr-un telefon. O să vă arăt. Uitați aici pe mare și un aquapark. Foarte fain. Îmi place Mangalia până acum. Uitați aici ce spațiu de joacă pentru copii. Cred că este cel mai frumos pe care l-am văzut până acum. Ia uitați cât de bine arată. Pe aici când calci este așa moale, moale, moale. Dacă se cade vreun copil să nu se rănească. Aici corabia lui Jack Sparrow. Mai în față văd și toalete. Ia uitați. Curat. Imediat ajungem și la plajă. Faină Mangalia, faină. Seamănă puțin cu Techirghiol. Exact cum îmi place mie. Liniște și curățenie. Verdeață multă. Găsiți aici de toate. Șaurma de pui 29 de lei. Șaurma mică 25 de lei. Oh! Kebab 21, hot dog 10 lei. O, ce prețuri bune. Da. Oho. Aici este chiar fain. Ia uitați ce piscină mare. Eu nu știam că există așa ceva în Mangalia. Mama mia, cât de bine arată. Ce hotel o fi asta? Nebe, noapte bună. Foarte bine arată. Cum îi zice? Belvedere, hotel Belvedere. Să intrăm. Și aici terase. Fain sub salci. Cel mai fain. Nisipul este acela fin din piatră, galben, de la nisipurile de aur. Suntem destul de aproape și plaja arată bine. Palmierii sunt din plastic, dar nu este muzică și asta este ok. $30 pe zi, un șezlong. Până acum este cel mai ieftin de pe tot litoralul și cred că arată și cel mai bine.
Vai, chiar îmi place. Deci Mangalia până acum este numărul 1 de pe tot litoralul. Și prețuri, curățenie, uitați. Liniște. Marea nu este chiar ok dacă veniți cu copii, pentru că este adâncă imediat. Așa este tot sudul litoralului. Un cățel simpatic. Mă. Mama mea, ce valuri mari. N-am văzut de mult așa ceva. Faină plaja. Uitați, multă lume, dar lume civilizată. Nimeni nu țipă, nimeni nu urlă. Nu văd gunoaie pe jos. Algele, uitați, sunt alge, dar le-au adunat. Vedeți ce fain le-au adunat? Hai să mergem până în capăt. Îmi place plaja din Mangalia. Uitați, toate algele sunt adunate, normal. Și cred că seara le strâng de tot. Apa este foarte, foarte, foarte curată. Doar ce m-am întâlnit cu o familie din Bârlad, foarte simpatică. Au zis că mă urmăresc. Urmăresc și pe Marian Adventure, și pe Marian Borcea, și pe domnul Sorin. Mi-au confirmat că și lor le place foarte, foarte mult aici în Mangalia. Într-adevăr, până acum, și pentru mine, cred că este plaja numărul 1 în care ar trebui să vii. Uitați și Geamandura cât este de departe. Deci apa este undeva mică, dar sunt ceva valuri. Și cred că nu vă salva marea aici. Dar trebuie să arboreze măcar steagul galben. Apa este rece ca în tot sudul litoralului, dar foarte curată. Îmi place așa această plajă. Aici mai spre capăt, patul este 25 de lei, este și mai ieftin. Și uitați, am vorbit cu un băiat. Mi-a zis că ei dimineața strâng, uitați, așa, că vine peste noapte alga. Le strâng și seara le și încarcă. Dar n-ai ce să faci, asta este clar. În fiecare zi, dacă marea ți-aduce algă, n-ai cum să aduni atâta. Dar ei în fiecare seară le adună. Vedeți? Le-au strâns. La 2 mai nu. Chiar îmi place. Plaja destul de îngustă și aici ar trebui puțin lățită pentru că s-a erodat destul de mult. Aici chiar nu mai ai cum să faci plajă. Hai să mergem și până la cealaltă plajă și o să și mănânc ceva în Mangalia. Nu plec de aici fără să mănânc. Mamma mia.
Ia, vine un val mare. N-a fost așa mare. Ce fain miroase aici, amare, nu vă imaginați. Aici, în buza mării, ceva vile faine, cred că este cazare sau nu, pentru că dacă ar fi cazare, aceste uși ar fi deschise și nu văd pe nimeni. Cred că este tot ceva de stat, dacă e cineva de Mangalia să-mi spună. Uitați, fareza arată bine, plaja foarte îngustă. Ceva mai în față, dacă merg, este muzica foarte, foarte tare. Asta este încă o plajă, azi sunt între 25-30 de lei un pat. Cel mai ieftin de până acum și cred că și cel mai fain. O să merg și până acolo și dacă vă ceva interesant vă arăt. 30 de lei și aici. Dar poți să stai la fel de ok și pe prosop. Să știți că dacă mă întrebați pe mine, eu aș sta pe prosop, nu aș sta pe șezlong. Asta fiecare cum crede. Aici e un dig fain, se poate merge, arată foarte bine, poți să te duci în stânga, în dreapta. Încă o plajă, poți să stai la șezlong, poți să stai pe prosop, locuri de cazare, cred că sunt foarte, foarte multe, curățenie, uitați pe jos. Nu vezi un chiștoc. Foarte fain. Hai să căutăm și ceva de mâncare. Acum sunt încrezător cu această cameră mică. M-a spus, parcă sunt spion rus. Nu prea să mai dai seama că filmez. Hai să căutăm. Aici era o autoservire, dar încă este de vreme. Nu era deschisă. Of, ce faină această casă. M-aș muta aici mâine. Chiar pe malul mării. Nu știu dacă e renovată sau nu. Și aici un restaurant, muzică foarte tare, dar nu este deschis. Casa care îmi place mie. De fapt, aici era un monument istoric de acum cea mie. Situl Calatis. Cred că se și vizitează. Aici sunt garduri, dar sigur este pe undeva o intrare. Teren de tenis. Verdeață, cum îmi place mie, umbră. Cred că acest site nu se vizitează până la urmă. Uitați, este închis. Poate pe viitor și n-ar fi rău. Am venit la o terasă. Mâncarea nu era gata, dar am întrebat bucătarul foarte de treabă și mi-a zis, uitați ce fain arată, terasa se numește Amici. Mi-a zis că ciorba este gata,
Am zis și de o hamsie, mi-a zis că nu-mi recomandă. Am comandat un pește, un chefal de 240 de grame și totul a costat 80 de lei. Deci o ciorbă de văcuță, smântâna este separat, ardeiul separat, pâinea separat, la pește mușdeiul este separat, totul a costat 80 de lei, o ciorbiță și un chefal. Ciorba era 24 de lei, dar celelalte nu știu cât au costat. Dar împreună 80 de lei. Uitați, nimeni pe terasă, doar eu. Cel mai matinal și cel mai mâncăcios. Dar peisajul senzațional. Este muzică, nu știu dacă să fie ok, dar eu o să vorbesc peste muzică, încerc să vorbesc mai repede și mai mult. Da, cam astea sunt condițiile. Terasa Amicii. Este ca o cantină, dar eu pentru că am fost mai îndrăzneț, am întrebat, m-au servit. Uitați, pe aici trece faleza, oameni pe bicicletă, foarte fain, foarte fain. Salcâmi în față, salci din acelea care zicem noi mierea ursului, fain. Am fost eu și am luat ciorbița, aici nu ți aduce la masă, este gen autoservire. Uitați, așa arată ciorbița, uitați-vă să-mi dea smântână și ardei iute. La fel, oliviera trebuie să-ți iei tu sare, piper, oțetă și ulei. Deci, aici este cu gen autoservire. Haideți să vedem și cum arată ciorbița. La prima vedere este ok. Porția arată... Farfuria este mare, o chiflă. Hai să vedem cum arată, cum este și la gust. Prima dată să vă arăt ciorba fără smântână. Chiar arată bine, multă carne și pare fragedă. Chiar arată bine ciorbița și o porție mult mai mare decât de obicei. Mama mia, câta carne! O să pun smântână și gustăm imediat. Îmi cer scuze, se aude radio foarte tare. Am pus smântână, sare, piper. Eu nu știu cum au zis că acum este gata, dar este rece. Rece bocnă. Nici măcar n-au încălzit-o. Uitați, nu se dizolvă smântâna. Am încercat eu să o dizolv, dar nu se dizolvă. Este rece ciorba. Hai să și gust. Este o ciorbă de cantină. Cu ceva plus pentru mai multă carne, este mai multă, dar n-are un gust. Cred că este o ciorbă de legume și au pus ceva carne aici. Dar ea este o ciorbă de legume, așa are gust, de o ciorbă simplă de legume și au adăugat ceva carne. N-are gust de ciorbă de văcuță. Da, este de un 6-50. O să trebuie să mai pun ceva sare, piper. Am mai pus, dar mai pun, ca să prindă gust. Este mult mai bună decât cea din stațiuni. Mult, mult mai bună. Aceea nu se putea mânca, era o apăchioară cu carne tocată înăuntru. Dar este sub cea din Techirghiol. Deci este ok, este ok ciorba. V-am zis, un 7,50, 8 chiar. Este porția suficientă, multă carne, dar sunt convins că au fiert legumele separat, carnea separat, după aia l-au pus în farfurie. Deci ceva n-are gust de văcuță, dar să știți că este ok. Mâncăm, uite, așa cu ardei iute. Da, e ok, merge. A venit și peștele, arată foarte, foarte, foarte bine. Este foarte fierbinte încă. Asta chiar e făcut acum și se vede că e proaspăt. Am aici și un mușdei. Nu mai am pâine deloc, dar e mai bine așa. O să pun mușdei, ia. Oh. Mama mea. Chiar arată bine. Nu vă imaginați cât de bun este peștele. Uitați, se mănâncă cu mâna. Cunosc, am niște prieteni lipoveni în Năvodari, mănâncă cuțit și furculița, dar ei mănâncă numai pește. Și îl mănâncă mai bine decât îl mănânc eu cu mâna. Știți cât este de sucurent și de bun? Mama mia! Cred că e cel mai bun pește care am mâncat până acum. Da, foarte bun.
foarte bun peștele. Uitați. Cam atâtea. Am pus mult muștei. Cam atâtea oase rămân. Parcă sunt în desene cu Tom și Jerry. Rest este carne macră, coada și urmează și capul. O să dau aici cuiva. Am găsit o pisicuță. Foarte, foarte bun peștele. Vă recomand. Nu are multe oase. Pot să mănânce și copiii. Extraordinar. Eu o să-i mănânc și ochii. Mama mia. Mâncarea a fost foarte, foarte bună. Mai ales peștele și ciorba peste medie. Am plecat. Aici cineva de la Ineu. Salut, cum te cheamă? Julian. Julian, da. De la Ineu. Da. Sărmâna, bună ziua. Am discutat mai devreme și lor le place în Mangalia. Și mie îmi place Mangalia, este o stațiune liniștită, faină. Chiar recomand pentru toată lumea. Da, 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 da. Cât ați dat pe cazare la un apartament? În jur de 2000 de lei pe 7 nopți. 7 nopți, asta vine nici 3 milioane pe noapte. Cam așa, 3 persoane. Oh, da. E chiar ok. Da. Chiar este ok. Mersi mult! Salutare! Ținem legătura! Da. Mergem spre mașina. Uitați, cazare, Corsa. M-am întâlnit, v-am spus, și pe plajă cu ceva abonați și la restaurant. A început și pe mine să mă recunoască lumea. Nu-mi vine să cred. Asta mă bucură, dar mi se pare ciudat pentru că eu nu prea apar pe vloguri. Mai rar mi-apare mie mutra. Ce să vă zic despre Mangalia? Vă recomand din tot sufletul. Este acela soare ca la Eforie Nord, ca la Costinești. Mult, mult mai ieftin, mult mai liniștit, mult mai curat. Mâncarea, cred că ați văzut, este ok. Uitați cum arată stațiunea. Spații verzi, curat pe jos, foarte, foarte curat. Fain și pentru copii, fain și pentru căței. Frumoasă Mangalia. Ați văzut un apartament, nici e 3 milioane vechi pe noapte. Un apartament în care poți să stai două familii. Erau 3 oameni, dar puteau lejer să stea 4. Da, este ok. Să știți că am văzut și mulți turiști străini, spanioli, italieni și ucrainieni. Bate vântul, nu știu cum se aude în această cameră. În față văd o clădire faină. Cred că este ca o casă de cultură. Aici e Biblioteca Municipală Mangalia. Clădirea asta nu arată așa bine. Ăsta este centrul, cred. Eroii Mangaliei, căzuți la datorie. Primul război mondial. Ah. Și piațeta asta se continuă. Magazine, terase. Faină Mangalia. Biserica se vede. Are acel aer dobrogean spre Grecia, spre Turcia cumva.
Sunt foarte mulți turci în Mangalia. Cred că un sfert de populație, dacă nu mai mult, sunt turci sau tătari. Sanatoriul Balnear Mangalia. Aici este hotelul Belvedere, care mi-a plăcut mie, avea o piscină faină. Am luat-o puțin și pe străduțe prin spate, să vedeți cum arată și orașul. Uitați cât este decorat. Primarul din Mangalia trebuie să facă puțin curățenie și la 2 mai. Sanatoriul arată cam rău. Da, cam rău arată, nu știu dacă este deschis. O terasă, celul de burtă 20 de lei, celul de pui și nisel de pui, piure de orez 30 de lei, celul de perișoare, celul de legume, uitați meniuri 30 de lei. Mă, prețurile sunt bune. Aici nu arată prețurile. O să merg spre mașină. Oh, ce verdeață e pe aici. Este o umbră așa plăcută. O mămică mai violentă. Mai devreme țipa îngrozitor la fetiță, că s-a dus puțin pe spațiu verde. Nu mi se pare ok. Am plecat spre casă. Acum ce să zic despre 2 mai și despre Mangalia. Mi-au plăcut amândouă stațiunile. La 2 mai prețuri mici, lume ok, plaja este puțin îngustă. În afară de acel mic incident cu domnul care era să dea peste mine, dar nu pot să-l numesc macac, poate n-a văzut, na. Eu l-am făcut nesimțit, dar cred că nu era cazul, poate n-a văzut, se gândea și el la plajă, la mare, na. Nu pot să denumesc macac. Macaci ați văzut, am filmat în alte stațiuni, aici nu este cazul. 2 mai mi-a plăcut, este o stațiune mică, liniștită, o plajă mică, puteți veni cu autorulota, cu familia, nu este ok pentru copii sau pentru cei care nu știu să nuate, ați văzut, în câțiva metri apa este foarte adâncă, în apă, pe jos sunt multe pietre pe care poți să aluneci, dar poți face plajă liniștit, chiar este ok, recomand 2 mai. Mangalia este una dintre favorite, eu nu am văzut până acum niciodată plaja din Mangalia, nu am fost nici în port. Mi-a plăcut extraordinar și plaja, și oamenii, curățenie, parc, verdeață, mâncarea, da, acum vă las pe dumneavoastră să spuneți, au fost 80 de lei un pește fără pâine, fără nimic și o ciorbiță de văcuță care, na, a fost peste media stațiunilor, dar sub cea din Techirghiol. Dar una peste alta a fost ok, 80 de lei, ca să vă dați seama, dacă mai luai și o apă, ajungeai la 100 de lei. Eu nu o să mai iau bere, pentru că toată lumea m-a certat că, domnule, bei o bere și după aia conduci, dar eu beau o bere mică și după aia stau 2-3 ore, 4 ore, aia o transpir, se duce în jumate de oră, dar na, nu o să mai beau pentru că nu vreau să mai discutăm pe tema asta. Mi-a plăcut mult Mangalia, dacă aș putea eu să influențez vacanța cuiva, concediul cu concediul cuiva, v-aș recomanda Mangalia. Dacă aș putea să la fel să influențez, nu v-aș recomanda Eforie Nord, Costinești. Na, nu v-aș recomanda niciodată. Eu acolo puteți să-mi dați bani, nu o să merg niciodată, doar ca să filmez. Alegeți stațiuni mai liniștite, o să vă relaxați, o să vedeți că veniți din concediu odihniți. Nu
mai obosit decât atunci când ai plecat. Stai pe o plajă, te calcă la în picioare, ți aruncă la știuletele, scui pe semințe pe tine. Toată lumea vorbește tare, muzică ca la Balamuc, muzică se aude din 10, din 10 locuri. Păi tu nu te mai odinești în acel concediu. Pun pariu că și în cazare, la cazare, la fel, ai jos o terasă unde e muzica maximă, mai e un restaurant lângă. Nu recomand așa ceva. Veniți în concediu să vă relaxați, să vă odihniți. Asta este punctul meu de vedere. Dacă nu sunteți de acord cu mine, n-am nicio problemă. Cred că sunt mai mulți oameni care nu or să fie de acord cu mine decât cei care o să fie de acord. Așa că fiecare își alege genul de concediu, genul de cazare, genul de stațiune. Na, încerc și eu să-mi dau cu părerea. Astea sunt gusturile mele. Da, v-am spus, mi-a plăcut și Doimaș și Mangalia. Mergem acasă și vă spun la revedere. Nu uitați, ținem legătura. Ne vedem mâine.